Salutare! Am fost la Băneasa, am avut o întâlnire. Mi-a scos certificatul verde, l-am activat pe telefon, regulamentar, știi? Și aici m-am lovit de prima din tâmpenile despre care urmează să vă povestesc. Eu mi-am făcut testul aici, la OK Medical, în spatele mall-ului. Și eu uit mereu care din testele astea e cel care e Green Pass și exact așa am zis tipei. Zic, fă-mi testul ăla de să pot să intru în mall. Sigur că da, 2 minute. Jab, bețele în nas. Mai stat 10 minute, am fumat o țigară, hăți cu testul. Și mă duc frumos la ușă, la mall să intru. Guess what? Nu poți intra imediat. Mi-am activat ăla pe telefon. În imbecila asta de țară, deși site-urile OK Medical cu site-ul guvernului sau care dracu site-o fi validează informațiile reciproc, adică mi s-a generat un certificat Green Pass valabil 48 de ore pe telefon, nu e de ajuns, e valabil peste 6 ore. Ca să ce? Adică gândiți-vă, te duci la medic să-ți spună dacă ai cancer sau nu, el îți zice n-ai, dar nu te bucura 6 ore, da? Că atunci devine valabil. O imbecilitate, o birocrățeală. Și aici e acuz pe cei de la OK Medical. Mi se pare normal să spună, așa cum spun oamenilor când le bagă bețe în nas, cu ăsta puteți intra în mall, fetele ar trebui să termine fraza peste 6 ore. Pentru că sunt foarte mulți oameni care vin, decid să-și facă cumpărăturile de sărbători și intră, vin la mall, hai că ne testăm acolo și pe urmă intrăm. Bă, nu intrați. De fapt, nu intrați. Eu mi-am argumentat poziția ceva mai ferm și când i-am zis paznicului ăla să-și cheme managerul, a zis, haideți, intrați. Ok, am intrat, nici nu consider că am făcut ceva ilegal, pentru că am test negativ în pana mea. Mă rog, partea a doua. Am găsit Băneasa Shopping City la fel de semi-gol, cum îl știam la ora asta a zilei, adică nu pot să spun că nu vine lumea la mall, că s-a... Nu, lumea vine la mall ca mielul la oaie, adică și în curând o să fie și mai aglomerat, dar acum e ora prânzului, cumva e normal. E în cursul săptămânii, e cumva normal să fie mai goluț. M-a mai deranjat ceva la Băneasa și mi se pare important. N-au schimbat bă semnalistica aia de la ușă, deci la Băneasa, la intrarea principală, e un panou de la un billboard luminos, însoțit de încă unul înăuntru, pe care scrie mare cât toate zilele că în mall au acces doar persoanele vaccinate și cu certificat de trecere prin boală. Mă, nu! Suntem în 14, în 15, în cât suntem? De pe 10 pot intra și persoanele care prezintă rezultatul unui test antigen, da? Pe bune, la câți bani ați cheltuit cu mizeria asta de pregătire? Nu mai găsiți, mă, 6 euro metru pătrat de Comatex de lipit acolo? Mă pricep dacă vorbesc cifrat, scuze, așa să nu-ți materialul ăsta. Nu mai găsiți, mă, 100 de lei plus cu tot cu TVA să faceți două panouri? Băneasa, ce dracu, mă, adică vă faceți de căcat la modul ăsta penibil nașpa? Schimbați semnalistica aia cu una valabilă, că mai aveți 20 de zile până se termină sărbătorile și povestea asta va rămâne valabilă. Și pe urmă m-am dus să mă autodezamăgesc că eu mi-am făcut cu ăsta întâlnirea în mall cu băiatul ăsta, tocmai că vreau să mă duc la H&M pentru că am terminat hanoracele. Eu nu mai am decât un hanorac. Și H&M avea niște hanorace foarte simple, adică genul meu, eu am vreo 10. Aveam vreo 10. Nu mint, mai am un albastru și unul negru. Deci hai că nu e așa rău. Mai am. Între 60 și 80 de lei în funcție vara sau iarna când le cumperi. Hanorace simple, fără figuri, cu fermoare, nici foarte groase, nici foarte subțiri. Hanorace, bă, de om. De să mergi cu, pe tine cu hanoracul. Eu nu port. Am un tricou și un hanorac 360 de zile pe an. Adică am și o geacă în mașină, dar foarte rar se întâmplă să o port. Așa. Și nu mai are, bă, H&M-ul. Nu mai are hanorace cu fermoar. Are tot felul de hanorace care sunt de alea de băgat pe gât și nu mai am 4 ani să ridic mănânțele în sus să mă îmbrace mami. Mi se pare absolut odios să mai fie o haină pe care să o bagi pe cap. Adică nu înțeleg de ce în viața unui adult, ok, te duci pe munte, ți-ai o bluză de aia de care trebuie, da? Te dai cu placa, te una, te alta, adică echipament, înțeleg ideea de echipament. Dar în rest,
pe cap se bagă doar tricou, restul hainelor trebuie să se îmbrace, trebuie să fie îmbrăcate. Și m-am uitat la H&M-ul ăla și până când m-am uitat la ce au pus în vitrină, m-am lămurit și cu ăștia, zic, bă, s-a terminat lucrul. M-am dus și la Levi's, de curiozitate să văd dacă Levi's mai are blugii drepți. Ăia, model 514. Pentru cine nu știe, blugii drepți clasici sunt 514. Mai sunt unii 511, tot drepți așa, dar mai slim pe picior. Dacă vreți blugi autentici, asta trebuie să căutați. 514. Și m-am dus să văd dacă mai au. O, nu știu, 100 de euro, cam așa era. Între 460 și 480 de lei perechea. Și eu, cum să zic, adică în foarte puține zile, eu am vreo 7-8 perechi de blugi. Dar nu mai mi-au de ăștia scump, pentru că eu, dacă nu azi, mâine sigur, ajung într-un târg de vechituri, în podul unei babe, în beciul unui agent imobiliar. Adică nu îmi place ideea de a purta haine scumpe pe care să le fac praf. Cu jeansișorii mei de 100-200 de lei, n-am nicio problemă să-i mototolesc. Chiar să nu uit, să-mi notez aici în podcast. Să mai dau și o tură în secunduri. Bă, oi mai găsi blugi drepți în secunduri. Adică n-am mai fost în secunduri după blugi. Mai intru toată să mă uit după tricouri, dar după blugi n-am mai fost de mult. Da, și am terminat cu băiatul ăla și pe urmă m-am dus să mănânc la PSD-știa de la Scandia. Le zic așa pentru că afacerea Scandia Sibiu a fost creată cu largul concurs al PSD. Istorii trecute, nu mai interesează pe nimeni. Nu cumpăr produse Scandia în numele acestui, acestor informații pe care le știu. Dar la mall la Băneasa, la parter acolo în zona de Mac Motherfucker, este un nene cu mâncare românească care are sus pe firmă scrie Scandia. Deci băiatul ăla sau fata aia sau cine fi că nu-l cunosc, face probabil cea mai bună iahnie de fasole din București. Și zic, bă, dacă tot sunt aici, hai să-mi iau gustul cel bun de acolo. Și m-am dus și i-am cerut doamnei una bucată porție de iahnie, una bucată gârnat și una bucată porție de mămăligă ca să mănânc. Gustul ăla de iahnie nu merge cu pâine, nu merge la cărciumă de lux. Exact așa trebuie să fie. M-am dus la o măsuță de am defilat printre toți hipsterii care ronțeau salată de rucola și copiii grași, grași, care mâncau de la Mac. Numai umflați am văzut, băi, mai tăiați-o cu copiii de la Mac sau duceți-o cum am dus eu pe fii mea. Așa, și am defilat mândru cu fasolica mea pe acolo, m-am trântit pe o masă mai la un capăt și am mâncat. În 5-6 minute a apărut un tip cu o tipă, eu vreau să mai beau o gură de apă, să mă mai uit în jurul meu, na, de la mall. Dacă ne-am văzut pe aia că aș caută masă, m-am ridicat să o eliberez. Și eu am fost fer convins că n-am măsuri de precauție, Băneasa Shopping City, toate gardurile mall-ului vieții mele. Zic, vine acum o doamnă, șterge scaun, șterge masă, șterge tot. O pulă! O pulă, dragii mei, deci cum am ridicat eu și așa fata aia, s-a zis și băiatul ăla, m-am dus eu cu tăvița să o pun în teancul de tăvițe, așa. Și dacă nu mă crezi, Băneasa Shopping City, te rog să te uiți pe cameră. Deci ora asta, care stai să mă uit să văd câte ceasul, să zic, 14 și, deci, între 13 și 14, domn cu tricou gri, hanorac gri, da, fasole, frumos, cârnat, mămăligă, elegant, mâncat 4-5 minute și plecat. Mă găsesc acolo. Adică nu mint, adică dacă vrea cineva să. Și acum, pentru că tot am adus vorba, hai să vă învăț, dragii mei, cum să-ți duci copilul la Mac. Cum să-ți duci copilul la Mac ca un boss. Ba nu, las că fac alt podcast pe subiectul ăsta, pentru că e foarte mișto. E după părerea mea, sunt foarte mândru. Eu am inventat, dacă vreți, în parentingul modern, două elemente de care sunt foarte mândru și vi le zic pe amândouă în podcastul cu Mac-ul. Da, în ăsta terminăm. Deci, dragă Băneasa Shopping City, schimbă semnalistica, zile femeilor de serviciu să curețe mesele între clienți, că așa scrie normele alea de protecție, că voi întrebați de contaminare. Păi uite, contaminare, eu am testul negativ, dar poate erau niște cetățeni vaccinați care nu s-au mai testat de un an de zile, de 6 luni, nu de un an, și poate le curge COVID-ul din gură pe masă și le ia unul nevinovat ca mine care a venit, aolea, ambulanța în spatele meu, la revedere, pa! Intr-un Hornbach și era să uit.
bă, uite, dacă tot mă vait așa și la Băneasa nu mai e bine, adică nu mai găsesc eu ce-mi place, dați-mă și mie un link de să găsesc niște hanorace normale. Adică la mine hanoracul e consumabil, nu e status. Între 50 și 100 de lei, nu știu, între 5 și 10 bucăți, gri, negre, albastru închis, că nu port roz și mov și pula mea. Deci lăsați link-uri cu încredere la comentarii, că-mi trebuie, adică sunt într-o criză acută de hanorace. Haide, pa!